să vă reamintesc, că în dimineața aceasta am citit câteva versete, 3 la număr, din Evanghelia după Matei, din capitolul 20, despre o scurtă stare de vorbă dintre Domnul Iisus și ucenicii Săi. Vă mărturisesc aseară când am plecat de la adunare cu fratele Mircea pe mașină, m-am plâns oarecum fratelui Mircea și am împărtășit frământarea din inima mea și am spus, frate Mircea, textul din care va trebui să vorbesc mâine dimineață mi se pare așa de greu de pătruns, atât de închis parcă în el și nu știu din ceea ce trebuie să citesc ce voi vorbi. Frate Mircea îmi spunea și acum dimineață, frate, eu sunt de dumneata, citești și ai multe informații. Și am spus, frate Mircea, când mă apropii de Cuvântul lui Dumnezeu, nu pot conta pe informațiile, pe citirile de prin diferite cărți. Este important ca Duhul lui Dumnezeu să ne vie în ajutor. Amin. Unul dintre marii poeți ai românilor spunea, e ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune, înșirând cuvinte goale și din coadă au să sun. Cu alte cuvinte, e ușor să spui multe lucruri fără să transmiți de fapt nimic. De aceea spun mereu și cred cu tărie lucrul acesta. Este nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să ne vie în ajutor. Amin. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este autorul Scripturilor, folosindu-se de oameni, așa după cum am spus cu nu multă vreme în urmă, și fiind El autorul Scripturilor, El este și cel mai competent interpret al lor. I-a spus Domnul în rugăciune, Doamne, am căutat înțelepciune la oameni, am căutat în cărți, am căutat la școli, dar când este vorba de Cuvântul Tău, singura înțelepciune care vine de sus poate să fie de folos. Și pentru predicator, și pentru ascultător. Am constatat, dragii mei, că pasajul acesta este, dacă vreți, o înștiințare pe care Domnul Iisus le oferă ucenicilor. În Evanghelia după Matei aceasta este cea de-a treia înștiințare în care Domnul Iisus le vorbește ucenicilor despre faptul că El va pătimi la Ierusalim, că va muri și că va învia. Prima înștiințare o veți găsi în Evanghelia după Matei în capitolul 16, versetul 21. Mântuitorul Iisus se găsea în vremea aceea cu ucenicii Săi în ținutul Cezarei lui Filip. Și pentru că se găseau într-unul dintre rarele momente de liniște când mulțimile nu-L îmbulzeau pe Domnul, Domnul are o stare de vorbă cu ucenicii, vorbește cu ei, le pune întrebări. Și la un moment dat, El le spune următoarele lucruri. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, că are să fie omorât și că a treia zi are să învieze. Și Apostolul Petru, dintr-un gest de simpatie față de Domnul, îl ia deoparte și îl mustră și îi spune să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Și nu trec mai departe în pasajul acesta. Cea de-a doua înștiințare o veți găsi în aceeași Evanghelie, în capitolul 17, versetele 22 și 23. De data aceasta se găseau Domnul și ucenicii Săi în Galileea și Domnul le-a zis ucenicilor, Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Acum, în pasajul pe care noi l-am citit, Domnul le spune din nou aceleași lucruri. Nu se mai aflau în Galileea, ci se aflau undeva aproape de Ierusalim. Se îndreptau către Ierusalim ca să serveze
Paștele după rânduiala Vechiului Testament. Și Domnul le spune din nou aceste lucruri. În primele două înștiințări apare un cuvânt care este foarte important. Este cuvântul trebuie. Când Domnul a spus trebuie să se întâmple aceste lucruri, Petru a scăpat din vedere acest cuvânt trebuie. Că de aceea l-a luat pe Domnul deoparte și l-a mustrat. Nu a priceput că lucrul acesta despre care le vorbea Domnul trebuie să se întâmple. Am constatat, dragii mei, că viața Domnului Iisus, în desfășurarea ei, viața publică, s-a desfășurat întotdeauna sub imperativul acestui trebuie. Am identificat vreo 7 lucruri și acum îngăduiți-mi să fac o paranteză. Mi se întâmplă câteodată, în începutul tentativei mele de a predica, să spun că urmează să vorbesc despre 7 trăsături, despre 7 tablouri, despre 7 lucruri. Și unii dintre dumneavoastră chiar mă iau în serios și își notează. Numai că atunci când vorbești, câteodată ți se întâmplă să nu reușești să le atingi pe toate 7 și mie mi se întâmplă lucrul acesta destul de des. Acum am să vă spun că viața Domnului Iisus s-a desfășurat întotdeauna sub imperativul lui trebuie. Mai întâi de toate, în Evanghelia după Matei, în capitolul 2, versetul 4, se vorbește despre nașterea Domnului Iisus. Au venit la Ierusalim niște oameni din depărtare, oameni care au constituit subiectul multor dezbateri, cine au fost, cu ce s-au ocupat, și eu nu o să lămuresc problema aceasta acum aici. Dar oamenii aceștia au întrebat pe străzile Ierusalimului unde este împăratul de curând născut al iudeilor. Și pentru că nimeni nu știa să le dea un răspuns, cercetarea lor se părea că se prelungește. Și vestea a ajuns la urechea împăratului de atunci, Irod cel Mare. Măcar că era înaintat în vârstă, omul ăsta credea că el o să rămână împărat pentru totdeauna. Și a fost tulburat să audă că s-a născut un împărat al iudeilor. A adunat pe oameni înțelepți, pe preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristos. Nașterea Domnului Iisus Hristos trebuia să aibă loc într-un punct anume. Pentru că așa a hotărât Dumnezeu. La vârsta de 12 ani, Domnul Iisus pleacă din Galileea spre Ierusalim, însoțindu-și părinții. După ce lecțiile praznicului, părinții se întorc și la capătul unei zile de călătorie, fac un popas și îl caută pe copilul Iisus, fie mă îngăduit să-l numesc așa, pentru că avea 12 ani atunci. Îl caută printre rudele și printre prietenii lor și nu-l găsesc. Îngrijorat se întorc în Ierusalim și îl caută timp de 3 zile. Și la capătul celei de-a treia zi îl găsesc în templu, în locul acela în care rabinii disputau sau făceau dezbateri teologice. Era acolo copilul Iisus ascultându-i pe oamenii aceștia, punând întrebări și răspunzând la întrebări. Și acum vă imaginați dumneavoastră, după 3 zile de căutare, părinții erau îngrijorați și mama Domnului Iisus l-a întrebat pe un ton dojenitor. De ce te porți în felul acesta cu noi? Citesc din Evanghelia după Luca, din capitolul 2, versetul 49, în care Domnul Iisus își întreabă părinții, de ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa Tatălui meu? Și în cuvântul acesta rostit de Domnul Iisus, aș vrea să înțelegeți că este un răspuns pentru toți aceia care se întreabă de ce trebuie să mergem așa de des la adunare. Pentru că locul acesta noi l-am dedicat întâlnirii noastre cu Domnul. Pentru că în locul acesta Domnul se ocupă de noi, pentru că în locul acesta Domnul ne vorbește. Și cum spunea psalmistul, pentru că într-un loc acesta Domnul dă viață veșnică, slăvit să fie Domnul. Amin. Iisus a știut mai bine decât oricine dintre noi
că e important, că trebuie să mergi în casa lui Dumnezeu. Apoi, a venit un moment în care Domnul Iisus, în jurul vârstei de 30 de ani, a venit din Galileea și s-a dus la Ioan să fie botezat de el, de Ioan Botezătorul. Citez acum din Evanghelia după Matei, din capitolul al 3-lea. Și Ioan, după ce botezase o mulțime de norod, Evanghelistul spune tot norodul, dar este o formă de exprimare. După ce a botezat o mulțime de norod, îl vede pe Domnul Iisus venind și spune: eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Și Domnul Iisus îi dă un răspuns care subliniază încă o dată că lucrul acesta pentru care el a venit acolo trebuie să se întâmple. Și Domnul zice: lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat și i-a administrat botezul în apă. Apoi, după o vreme, popularitatea Domnului Iisus a început să crească. S-a ajuns la situația în care Domnul Iisus făcea ucenici și boteza ucenicii săi mai mulți ucenici decât boteza Ioan. Și au venit ucenicii lui Ioan Botezătorul la învățătorul lor, la Ioan, într-o zi și i-au spus: învățătorule, îl mai ții minte pe acela despre care tu ai depus mărturie pe malul Iordanului? Pe acela pe care tu l-ai botezat în apă? Da. Ei bine, acela face și botează mai mulți ucenici decât faci tu și botezi tu. Și Ioan își liniștește ucenicii și le spune: nu vă îngrijorați. Lucrul ăsta chiar așa trebuie să se întâmple. Evanghelia după Ioan, capitolul al 2-lea, versetul 30. Zice Ioan acolo: el trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Și când am vorbit din pasajul acesta, am spus că ăsta este un principiu care trebuie aplicat în viața predicatorilor. În slujirea lor, Hristos trebuie să crească și ei trebuie să fie tot mai mici. Doamne, ajută-ne în aceasta. A venit un moment apoi în care Domnul Iisus a fost avertizat de prietenii săi că e periculos să mai slujească, să mai lucreze. Și Domnul Iisus le-a spus: câtă vreme este ziua, eu trebuie să lucrez. Pentru că va veni noaptea, timpul acela în care nimeni nu va putea să mai lucreze. Este o vreme când pot și trebuie să lucrez. Și este o vreme când va fi greu, poate chiar imposibil să mai lucrez. Apoi, aș vrea să spun că Domnul Iisus se îndrepta către Ierusalim și le-a spus ucenicilor ce se va întâmpla. Dar le-a spus că toate aceste evenimente trebuie să se întâmple. Și un ultim trebuie pe care am să-l amintesc aici este acela care a fost declarat de Apostolul Petru în cea de-a doua sa predică. Prima predică rămasă de la Petru pe paginile Bibliei o găsim în Fapte 2. Dar în Fapte, capitolul 3, avem cea de-a doua predică a Apostolului Petru, acolo la templu. Când se întâmplă o minune cu omul acela bolnav de la Poarta Frumoasă și norodul aleargă la Petru și la Ioan, Petru vorbește despre faptul că lucrarea aceea s-a făcut în numele și prin puterea Domnului Iisus. Și apoi, adresându-se audienței, Petru le mai spune ceva. Pocăiți-vă, zice el, și aș vrea să citesc cuvânt cu cuvânt ce le spune el, pentru că e foarte important să nu scăpăm un cuvânt din ceea ce este scris. Fapte, capitolul 3, versetele 19 în jos. Pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremile de înviorare și să trimiată pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vreme a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor Sfinților Săi proroși din vechime. Amin. Acum poate că ați numărat
câte cuvinte trebuie, am amintit eu aici. Dacă s-a întâmplat să fie numai 6 și am anunțat 7, vă rog să-mi spuneți la final. Am încă multe lucruri de învățat. Dar aș vrea să spun ca o concluzie la ceea ce am amintit până aici. Viața Domnului Iisus Hristos s-a desfășurat pas cu pas, etapă cu etapă, sub imperativul acestui trebuie. Și am să vă spun, dragii mei, că este nevoie de o foarte mare înțelepciune să facem deosebire dreaptă, discernământ corect, între ceea ce trebuie și ceea ce nu trebuie. Adeseori ne frământăm foarte mult cu lucruri care nu trebuie, dar avem impresia că trebuie. Și de multe ori lucrurile acestea creează asupra noastră așa presiuni și așa tensiuni. Și după ce au trecut, ne uităm în urmă la ele și ne dăm seama că nu erau așa de necesare. De asemenea, trebuie să spun că sunt lucruri care trebuie să le facem și le lăsăm nefăcute. Că spunem, se mai poate și așa. Înțelepciunea adevărată ne va ajuta să facem deosebire dreaptă între ceea ce trebuie și ceea ce nu chiar trebuie. Pentru că la capătul vieții noastre, care nu știm când vine, dar vine, cu siguranță vine, în dreptul fiecăruia dintre noi, cum spunea un preot la o mormântare, toți murim, poate și eu. De timp am murit și eu. Să nu avem surprize că ne-am umplut viața cu lucruri care nu trebuiau. Și am lăsat nefăcute multe din acelea care trebuiau și care erau necesare. Era de trebuință ca Domnul Iisus să meargă la Ierusalim. Și aș vrea, dragii mei, să încercați să vă puneți în situația ucenicilor. Cei 12 ucenici și-au abandonat profesiile, cariera pe care poate și-au gândit-o. Și s-au pus în slujba Domnului Iisus. Și acum Domnul Iisus le spune că El va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă, în mâinile cărturarilor, aceștia îl vor judeca, îl vor osândi, vor da în mâinile neamurilor, neamurile îl vor batjocori, îl vor crucifica, el va muri. Și mai adaugă așa, ca un fel de epilog. Dar a treia zi va învia. Și aici, iarăși un lucru extraordinar. În toate cele trei înștiințările, El le vorbește și despre înviere, dar ei nu pot să priceapă. Știi de ce nu? Pentru că toate lucrurile ei încă le judecau omenești. Avem dificultăți când ne înțelege lucrarea lui Dumnezeu atunci când noi o judecăm omenește. Pe baza ceea ce știm, pe baza ceea ce am experimentat deja, pe baza ceea ce ne-au spus alții, și în ziua de astăzi, în vremurile noastre, mulți ne spun tot felul de lucruri și de luat seama la ele, s-ar putea să vă clătinați în credință. Dar dacă luați seama la ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, rămâne tare în credință. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Închei punctul acesta al mesajului din dimineața aceasta, spunând încă o dată, este foarte important să facem deosebire înțeleaptă între ceea ce trebuie, cu adevărat trebuie, și lucrurile care nu trebuie. Am avut un moment în viața mea în care am privit așa în perspectivă, în urmă, și am constatat, dragii mei, că mulți din anii pe care am trăit până în acel moment erau plini sau umpluți cu lucruri din acelea care nu trebuie. Și din lucrurile care, într-adevăr, erau importante și trebuiau, multe le-am lăsat nefăcute. Poate că dacă dumneata vei privi în viața dumitale în același fel, ai putea să ajungi la aceeași concluzie. Dar dimineața aceasta este un moment în care să ne întrebăm și poate să luăm hotărâri noi, să îndreptăm ceea ce este de îndreptat. M-am întrebat de ce a trebuit ca Domnul Iisus să le spună ucenicilor Săi aceste lucruri. Că El le știa, este un lucru, dar că ei trebuiau să le știe și ei, este ceva diferit, am putea spune noi. Cugetând aceste lucruri, mi-am dat seama că Dumnezeu adeseori
lucrează în viața copiilor săi prin înștiințări. Dumnezeu folosește înștiințarea ca o metodă, ca o manieră de a intra la lucru în viața noastră. De a ne pregăti. Ucenicii aceștia, dați-mi voie să vă reamintesc, își puseseră toate speranțele în Domnul Iisus, văzându-L cum vorbește, cu câtă înțelepciune, văzându-L cât de multă putere are, că poate să potolească furtuna, să mulțească pâinile, să vindece bolnavi. Și au spus, ne-am pus toată nădejdea în El. Ca să audă acum că El avea să moară. Adevărul este că nouă ne vine greu să ne punem în situația lor. Ucenicii trăiau momentul acela. Noi, despre lucrurile acestea, am auzit de foarte multe ori. De atât de multe ori am auzit, încât nici nu ne mai sensibilizează. Stăm pe bănci în adunare, confortabil, ne este cald iarna și mai răcoare vara. Ne gândim că predica mai lungă sau mai scurtă, mai slabă sau mai puternică, oricum la ora 12 se va încheia și vom merge acasă. Ne vom așeza la masă împreună cu familia și au intrat lucrurile așa într-o rutină. Dar vă rog să încercați să vă puneți în locul sau în pielea sau în papucii ucenicilor. Oamenii aceștia, eu cred că au fost cu adevărat șocați. Evangheliștii spun că erau tulburați. Dar Domnul Iisus i-a științat ca să-i pregătească. Spuneam că Dumnezeu vorbește și intervine în viața oamenilor Lui, în viața copiilor Lui, îi pregătește prin înștiințări. Citește de bună oară în Iov, în capitolul 33, versetele 14 la 16. Că Dumnezeu, în bunăvoința Lui, vorbește omului cât într-un fel, cât într-altul. Și Dumnezeu le dă înștiințări. Vrea Dumnezeu să-i facă pe oameni avizați, în stare să știe ce urmează să se întâmple. Pentru ca oamenii să poată fi pregătiți. Și când lucrurile acelea vor veni peste ei, să nu se clatine în credința lor. Oamenii în urmă, eram în București și eram într-un tramvai, de la Piața Sudului mergeam, cei care cunoașteți Bucureștiul, și lângă mine cineva citea un ziar, un articol interesant, cum va arăta viața noastră peste 7 ani. Adevărul e că titlul acesta te provoacă, nu-i politicos să citești ziarul cumpărat de altcineva, sau dacă lasă deoparte, îl iei după aceea și-l citești. Dar mă uitam pe coada ochiului. Nu mai țin minte ce am citit, dar din ce am citit acolo, nu m-a convins nimic. Noi știm, dragii mei, ce are să se întâmple cu lumea aceasta. Pentru că Dumnezeul pe care noi îl numim Tatăl a avut bunăvoința, El care cunoaște viitorul în detaliu, să ne spună și nouă. Noi știm că lumea aceasta în care trăim va arde cu tot ce este pe ea. Și Petru întreabă așa o întrebare directă și cinstită. Știind aceste lucruri, ce ar trebui să facem noi? Ce ar trebui să facem? Să ne pocăim. Românul are o vorbă și zice cam așa. De-ar ști omul ce ar păți, dinainte s-ar păzi. Ei, uite că în problema aceasta noi cam știm ce se întâmplă. Dar parcă nu pornim în pregătire. Întreba fratele Romi Mocanu când a fost la noi, fraților, surorilor, noi știm aceste lucruri, știm că trebuie să ne pocăim. Și punea întrebarea, când începe? Când începe? Este o întrebare bună. Apoi, aș vrea să vă spun că în ceea ce Domnul Iisus le descoperă ucenicilor acolo, El face referire la suferință, la patim. Și este foarte interesant că în această descriere a suferinței găsim toate felurile de suferință omenească. De bună oară, Domnul Iisus le spune, Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și a cărturarilor. Și în cuvântul acesta, în frântura aceasta de propoziție, Domnul vorbește despre durerea unei inimi frânte, prin trădare, prin lipsă de loialitate.
va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă. Și aici Domnul exprima această durere. Aduc aminte de David în 2 din psalmii săi, în psalmul 41, versetul 9 și apoi în psalmul 55, versetele 12 și 13, David vorbește și el despre o asemenea durere. Și o durere mare atunci când cineva în care ți-ai pus încrederea, cineva pe care l-ai considerat prieten, a ajuns să te înșele, să te vândă, să-ți întoarcă spatele, să te dea în mâna dușmanilor tăi. Chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea. Dacă mă gândesc la experiența lui David exprimată în aceste cuvinte, aș putea să cred că el se referă la vremea aceea în care fiul său a ajuns să-l prigonească, să caute să-l prindă și să ia viața. Că doar ăla, lui, acelui fiu îi se potrivea expresia cel mai bine, cel ce mănâncă din pâinea mea. Că nu fiul aducea pâinea în casă, ci tatăl. În psalmul celălalt, în 55, versetele 12 în jos, dacă se poate afișa, zice David cam așa: nu vrăjmaș mă batjocorește, căci aș suferi. Nu potrivnicul meu se ridică împotriva mea, căci m-aș ascunde dinaintea lui. Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce și prieten cu mine. Și ce spune David aici este că loviturile care vin din partea unui vrăjmaș pot fi suferite, omenește vorbind, dar loviturile care vin din partea cuiva în care tu ai investit, în care ți-ai pus încrederea, de la care ai avut alte așteptări, loviturile acestea sunt mai greu de suferit. E bine, dragii mei, Domnul Iisus le spune ucenicilor că El va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă. Și Domnul Iisus știa că lucrul acesta îl va face unul din cei 12. Însă nu le-a spus încă și acest detaliu. În al doilea rând, Domnul Iisus, în cuvintele sale, exprimă și suferința provocată de tratamentul nedrept. Pentru că știa că va fi judecat, dar nu se va putea găsi vină în el. A fost o zi în care Domnul Iisus a stat în mijlocul adversarilor săi și i-a întrebat, i-a provocat: cine dintre voi mă poate dovedi că am vreo vină, că am păcat? Și credeți-mă, în cei care erau acolo printre ei, erau mulți care ar fi vrut să poată spune ceva, dar n-au avut ce să spună, pentru că în el nu se găsea păcat. Și apoi autorul Epistolei către Evrei vine și confirmă și el și spune că Domnul Iisus a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar, și asta este marea deosebire, fără păcat. Slăvit să fie Domnul! E bine, pe omul fără păcat, judecătorii lui îl vor osândi. Dar nu te-ai aștepta ca oamenii aceia să lucreze după dreptate? Așa te aștepta, dar câteodată, și se pare că tot mai des, dreptatea este dată la o parte din pricina interesului. Și despre lucrul acesta Domnul Iisus spunea: ei îl vor osândi la moarte. Pe ce temei? Fără temei. Apoi Domnul Iisus vorbește în cuvintele Lui aici și despre o suferință provocată de umilință. Pentru că va fi dat în mâinile neamurilor ca să-l batjocorească. Știa Domnul Iisus ceea ce n-au știut ucenicii, și anume că va fi dat în mâinile romanilor. Și că romanii, în loc să-și ducă la îndeplinire misiunea, să-l ia și să-l pună pe cruce, vor găsi și oportunitatea să-l umilească, să-l batjocorească. Și citim cu atenție Evangheliile și descriu modul în care a fost tratat cea mai demnă ființă care a trăit vreodată pe pământul acesta. Dacă mie mi se încalcă un drept, dacă ție ți se încalcă un drept, dacă ești tratat necorespunzător, dacă simți că te-a umilit cineva, te simți dintr-o dată revoltat și ești gata să te aperi punctul de vedere, e bine,
cea mai mare nedreptate care s-a făcut vreodată pe pământul acesta s-a făcut în Ierusalim. Și l-a avut ca subiect pe Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și credeți-mă, Domnul Iisus a simțit și durerea aceasta. Apoi vorbește în final despre suferința fizică. Să-l bată și să-l răstignească, spune Domnul Iisus ucenicilor săi. Pe când eram copil, am socotit că singura suferință este aceea fizică. Ai călcat într-un pui, ai picat dintr-un copac, te-a recompensat tata sau mama pentru vreo trăznaie și ți-a administrat o curea sau un ia. Și mă gândeam că suferința este doar suferință fizică. Dar până mai crescut, cum spunea și Pavel, am început să vedem altfel. Și mi-am dat seama că suferința poate să fie de multe feluri. Romanii aveau un mod crunt de a-și executa victimele, prin crucificare. Și despre detaliile acestui mod de execuție, probabil că se va vorbi la momentul potrivit. David vorbește despre execuție în felul acesta, în unul din psalmii săi, când spune că Domnului îi vor fi străpunse mâinile și picioarele. Psalmul acesta este scris cu un pic înainte de anul 1000, înainte de Hristos. Cu mai bine de 10 veacuri înainte de a se întâmpla. Și la vremea aceea, eu cred, crucificarea încă nu era cunoscută. Cel puțin în Israel nu era cunoscută. Romanii au învățat modul acela de a-și executa victimele de la cartaginezi. Iar cartaginezii l-au deprins de la fenicieni. Dar în anul 1000 înainte de Hristos, în Țara Sfântă, nimeni nu cunoștea lucrul acesta. Dar Duhul Sfânt l-a inspirat pe David să vorbească despre străpungerea mâinilor și a picioarelor. Pentru că Duhul Sfânt știa ce avea să vină. Este, spun mulți oameni, unul dintre cele mai cumplite moduri de a urma viața cuiva. Suferința este cumplită în trupul acela care se stinge pe cruce. În timp ce viața se scurge din trup, omul acela care e pus pe cruce suferă chinuri cumplite. Și Domnul Iisus toate lucrurile acestea le-a știut. Și a spus, asta se va întâmpla. Dar așa, în puținul timp care mi-a mai rămas la îndemână, să mai adaug încă un detaliu foarte important în această înștiințare. Aș vrea să spun că Domnul Iisus, prin aceasta, nu doar că și-a pregătit ucenicii, ca atunci când se vor întâmpla aceste lucruri, să nu se prăbușească, să nu se clatine credința lor. El a vrut să le arate și un exemplu. Măcar că știa toate aceste lucruri, toată această suferință cumplită, Mântuitorul le-a arătat un exemplu vrednic de urmat. S-a purtat cu demnitate. De aceea va spune și Petru în epistola sa, în capitolul 4, versetul 1. Dacă Hristos a pătimit în trup, voi să vă înarmați cu același fel de gândire. Astfel, adică Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Căci Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Doamne, ajută-ne și pe noi. Amin. Și ultimul lucru este nota de optimism cu care Domnul își încheie mesajul către ucenici. Și el le spune simplu. A treia zi va învia. În toate cele trei științările cuprinse în Evanghelia după Matei, se precizează că Iisus Hristos va învia, slăvit să fie Domnul. Amin. Vreau să vă spun, dragii mei, că noi care vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui mesajele noastre să avem întotdeauna și o notă de speranță. Predica Pavel într-o anumită împrejurare și în mulțime, a văzut un om bolnav. Și s-a uitat la omul acesta și a văzut că omul acesta are credință ca să fie tămăduit. S-a uitat țintă la el și i-a spus, în numele Domnului Iisus Hristos îți poruncesc să te ridici. Și omul acela a fost vindecat. Una din responsabilitățile predicatorului este și aceea de a aduce speranță acolo unde poate că ea aproape că s-a stins. Îmi doresc întotdeauna când mă adresez dumneavoastră să pot să fac și lucrul acesta. Să privim realitățile în față, să le recunoaștem așa cum sunt,
Dar în toate lucrurile acestea să avem și un mesaj aducător de speranță. Nimeni nu vine la casa lui Dumnezeu așteptând să audă doar vești proaste, vești descurajatoare, vești care te obosesc, te descurajează, te mâhnesc, te istovesc. Nu. Eu cred că venim în locul acesta pentru că avem nevoie, avem probleme, avem situații de tot felul. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, Dumnezeu Tatăl nostru este la cârma tuturor lucrurilor. El ne poartă de grijă, cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Dumnezeu de cei ce se tem de El. Fraza care pun în capăt. M-am bucurat când i-am ascultat pe frați citind azi dimineață cuvintele minunate ale psalmului de la ora de rugăciune. În miezul acestui psalm veți vedea, dacă îl veți reciti cu atenție acasă, făgăduințe minunate pe care Dumnezeu le are pentru cel ce se smerește, pentru cel ce se supune lui Dumnezeu, pentru cel ce ascultă de Dumnezeu, pentru cel ce se lasă învățat de Dumnezeu și așa mai departe. În cuvântul lui Dumnezeu, vreau să știți limpede, există speranță. Și speranța aceasta este una care nu înșeală. Nouă guvernanții ne pot spune multe lucruri și mâine să nu se gândească niciunul adevărat. Dar ceea ce Dumnezeu făgăduiește, aceea se împlinește. Hristos a spus, a treia zi voi învia. A înviat? Amin. A înviat. Slăvit să fie El amin. Amin. Dacă vă aduceți aminte, duminica trecută seara, spuneam despre impactul care l-au avut creștini în vremea aceea în Antiohia, de li s-a dat numele de creștini. Și dacă vă aduceți aminte, raportam la noi impactul care noi trebuie să-l avem în societatea de astăzi. Și primul lucru care era, creștinii trebuie să răspândească o speranță în jurul celor din jurul lor. Domnul să ne ajute la aceasta. Și așa cum spunea fratele Iosif, Domnul Iisus Hristos a promis că va învia. Și întrebarea mea este, a înviat? Lăudat să fie numele Domnului în veci. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să mulțumim Domnului pentru această dimineață, pentru cuvântul Lui, să mulțumim pentru speranța care ne-a dat în Domnul Iisus Hristos. Și în a doua parte, mă gândesc că nu greșesc, dacă nu, fraților, am văzut-o pe Sora Angela Stoian aici, haideți să ne rugăm pentru Dumnezeu, că Dumnezeu să-i dea putere și să-i întregească familia. Amin. Pentru că aceasta este voia Lui Dumnezeu. Amin? Amin. Și la plecare să-i dăm o mână de dragoste, să-i întindem o mână de dragoste și să-i spunem un cuvânt de încurajare și Dumnezeu să o întărească și să ne întărească pe toți. Amin? Amin. Să ne rugăm Domnul.